Un medic din capitală se află sub control judiciar pentru luare de mită. Bărbatul care profesa în cadrul Institutului Oncologic București ar fi cerut sume impresionante de bani pentru a realiza o intervenție chirurgicală. Omul a ajuns acum pe mâna poliției. Știe mai multe colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Liliana! Bună ziua, judecătorii au decis în urmă cu puțin timp ca medicul să fie cercetat în libertate sub control judiciar, asta după ce procurorii solicitaseră arestarea preventivă a cadrului medical prins ieri în flagrant delict când lua suma de 6.000 de lei de la fiica unei paciente care suferea de cancer de col uterin. De altfel, medicul i-ar fi solicitat pacientei suma de 9.500 de lei la începutul lunii martie, condiționând operația de această sumă de bani, întrucât pacienta nu a reușit să facă rost de această sumă de bani de 9.500 de lei. Medicul ar fi fost de acord să primească doar 6.000 de lei, sumă pe care a primit-o ieri de la fiica pacientei, chiar în biroul său de la o clinică privată, întrucât colabora și cu o clinică privată. În acel moment au intervenit polițiștii și l-au reținut, însă astăzi judecătorii au considerat că nu se impune arestarea preventivă, iar procurorii au anunțat deja că vor ataca decizia, urmând ca un verdict final în ceea ce privește măsura preventivă sau de Curtea de Apel București. Este pentru prima dată când un medic de la Institutul Oncologic din capitală este prins în flagrant cu o anumită sumă de bani. De altfel, la poliție au fost înregistrate mai multe plângeri pe numele medicului de origine siriană.